Fetelor, hai să mergem! Când strigă mama, hai să mergem, vedem ce vrea. Fetelor, știți ce mă gândeam? Sunt atâtea povești în Biblie care ne arată cum a salvat Dumnezeu pe oameni. Oricât de departe erau, Dumnezeu era cu ei. Dar cum noi n-am reușit să-i salveze pe toți? Și de ce mor oamenii bolnavi? Sau de ce mor în accidente? Sau de ce mă când îmbătrânesc? Nu știu de ce Dumnezeu nu ne salvează întotdeauna aici pe pământ. Uneori nu suntem vindecați sau nu suntem salvați până când nu ajungem în rai. Vă amintiți că am vorbit despre grădina Eden? Atunci când a mâncat Eva fructul. Da, atunci oamenii au început să asculte de cel rău și nu de Dumnezeu. Atunci au uitat de Dumnezeu și au început să facă alegeri greșite. Alegeri foarte greșite. Da, așa cum facem și noi uneori. Dar chiar atunci când totul era rău, Dumnezeu pregătea un plan, pentru că vrea să se asigure că vom fi cu El veșnic în rai. Dar cum a reușit? Haideți să vedem! Dumnezeu se pregătea să salveze lumea. V-ați gândit că ar trimite un cutremur sau o oștire, nu-i așa? În schimb, El a trimis un înger să se înfățișeze înaintea unei tinere pe nume Maria. Maria s-a speriat atunci când a apărut îngerul în fața ei. Nu te teme, i-a spus El. Dumnezeu te iubește foarte mult. Vei avea un băiețel și îi vei pune numele Isus. Dar încă nu sunt căsătorită, a spus Maria. Era doar logodită cu un bărbat pe nume Iosif. Dumnezeu este atotputernic și poate să facă și acest lucru. Copilașul tău va fi fiul lui Dumnezeu. Chiar și verișoara ta, Elisabeta, va avea un bebeluș la vârsta ei înaintată. Căci pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Sunt roaba Domnului, a spus Maria, să fie așa cum ai spus. Maria era atât de bucuroasă încât și-a împachetat lucrurile și a plecat să o viziteze pe Elisabeta, care trăia într-o altă cetate. De îndată ce a salutat-o, bebelușul din burta Elisabetei a făcut o tumbă. Râzând, Elisabeta a privit-o uimită pe Maria. Ai fost binecuvântată, Maria! Binecuvântat este copilașul pe care îl porți în pântec. Până și copilașul meu l-a recunoscut. Spre sfârșitul sarcinii, Maria și Iosif s-au văzut nevoiți să plece spre Betleem și odată ajunși acolo, Iosif nu a reușit să găsească un loc în care să stea peste noapte. Cetatea era foarte aglomerată. Unul dintre hangii le-a spus că pot sta peste noapte într-un grajd de lângă Han. Fiul lui Dumnezeu nu avea să se nască într-un palat, nici într-o vilă și nici la un spital. Avea să se nască într-un loc în care dorm animalele. Într-un grajd? Ei bine, da, așa cum arăta un grajd pe vremea aceea. Dar era Fiul lui Dumnezeu. Da, însă oamenii nu știau acest lucru încă, dar urmau să afle. Apoi, lângă îngerul acela, au apărut o mulțime de îngeri care strigau plin de bucurie. Trebuie să fi fost cea mai frumoasă sărbătoare care a avut loc vreodată. Slavă lui Dumnezeu, cântau ei, pace pe pământ. Haideți să găsim copilașul, a spus unul dintre păstori. Iar după ce l-au găsit, au povestit ceea ce se petrecuse tuturor celor pe care i-au întâlnit. Niște magi au venit din răsărit pentru că știau că s-a născut un împărat. S-au dus la regele Irod din Iudeea și l-au întrebat: unde îl putem găsi pe noul împărat? I-am văzut steaua răsărind și am venit să ne închinăm lui. Oh, spuse Irod, nu știu, însă dacă îl găsiți, să-mi spuneți și mie, ca să mă închin și eu lui. Steaua i-a condus pe magi la Isus, iar ei i-au oferit daruri. Îi aduseseră aur, tămâie și smirnă, daruri demne de un împărat. După ce au plecat, în fața lui Iosif s-a arătat un înger care i-a spus: grăbește-te, ia-ți familia și fugi din Betleem, pentru că Irod vrea să-l omoare pe Iisus. Îți voi spune când vă puteți întoarce în siguranță acasă. După moartea lui Irod, Maria și Iosif s-au îndreptat din nou spre casă.
însă nu s-au mai întors în regiunea în care domnea noul împărat, ci s-au mutat în Nazaret. Iosif era templar, iar Maria avea grijă de gospodărie. În fiecare an călătoreau spre Ierusalim cu ocazia sărbătorii Paștelui, o sărbătoare specială care le reamintea felul în care Dumnezeu își scăpase poporul din Egipt. Toți evreii sărbătoreau în același fel, așa că era o mulțime de oameni în drumul spre Ierusalim. Pe când Iisus avea 12 ani, Maria și Iosif erau deja la jumătatea drumului spre casă când și-au dat seama că Iisus nu era cu ei. Au crezut că s-a pierdut. Însă când s-au întors la Ierusalim, l-au găsit pe Iisus la templu, ascultându-i pe învățătorii evrei și punându-le întrebări. Toți cei din jurul lui se minunau de cât de multe lucruri înțelegea, chiar dacă era un copil. Iisus, te-am căutat peste tot! A strigat Maria. Am fost atât de îngrijorați! Însă Iisus le-a explicat. Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Ce am să spună? Nu era casa lui acolo. Amintiți-vă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Așadar, pentru el, templul sfânt al lui Dumnezeu, adică versiunea evreiască a unei biserici, însemna casă. Atunci a rămas acolo? O, nu! Povestea ne reamintește faptul că în același timp era și fiul Mariei și al lui Iosif. Așadar, s-a întors cu ei acasă și a continuat să crească. Iată de ce era Iisus unic. Era Fiul lui Dumnezeu, dar în același timp era și om. Vă mai amintiți de bebelușul care a făcut o tumbă în pântecul mamei sale atunci când s-a apropiat de ea Maria, care pe atunci era însărcinată? Chiar înainte să se nască, Ioan știuse că Iisus este Mântuitorul și că misiunea lui este să-i pregătească pe oameni să-l recunoască la rândul lor pe Fiul lui Dumnezeu. Ioan umbla prin pustiu și le spunea oamenilor să nu mai păcătuiască, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Apoi îi boteza în râu. Eu vă botez cu apă, însă cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt. Când a ieșit Iisus din apă, s-a auzit vocea lui Dumnezeu din ceruri. Acesta este Fiul meu, de care mă bucur atât de mult. Mama, de ce zice Dumnezeu aceste lucruri? Dumnezeu vrea să știe toată lumea cât este de mândru de Fiul Său. Dumnezeu este mândru și de noi. El vrea să fim spălați cu apa botezului și să facem parte din familia sa. Iată ce vrea să ne arate Iisus în această poveste. Îmi place că ți-ai că ești mândru de mine. Știu. Imaginează-ți cum s-a simțit Iisus. Iisus era pregătit de plecare. Știa ce are de făcut. Trebuia să le spună oamenilor vestea cea bună, că împărăția lui Dumnezeu este aici. Însă avea nevoie și de alți oameni care să-l ajute. Într-o zi, Iisus predica lângă Marea Galilei, unde se adunase o mulțime care l-asculta. Doi frați, pe nume Petru și Andrei, stăteau lângă corăbile lor. Fusese o noapte lungă și nu prea reușiseră să prindă pește. Mergeți înapoi în larg și aruncați-vă mrejele, le-a spus Iisus. Petru nu prea vroia să meargă. Era atât de obosit. Însă era ceva la Iisus ce l-a convins pe Petru să facă ceea ce acesta îi spusese. De îndată ce și-au aruncat mrejele, au prins atâția pești încât corăbile stăteau să se scufunde. Petru și-a dat seama atunci că Iisus nu era un om oarecare. Ridică-te și urmează-mă, i-a spus Iisus, și vei putea pescui oameni în loc de pește. Și astfel, Iisus și-a găsit primii doi ucenici. La scurt timp după aceea, i s-au adăugat încă 10. Ce e un ucenic? Un ucenic este un învățăcel sau un urmaș. La fel cum suntem și noi astăzi, ucenicii lui Iisus. În vremurile acelea, ei au fost primii oameni care l-au ascultat cu adevărat pe Iisus și care au privit cu atenție ceea ce făcea el, pentru a fi tot mai mult ca el.